gândească. Da, nici de cum nu l-a lovit. Da, nu mingea i-a provocat acea durere lui Nicolae Grigore, ci intervenția colegului său Sergiu Bar, care l-a lovit cu genunchiul în cap încercând să-l lovească. Să înscrie până acum. Până la urmă, cel care rămâne în preajma mingii este Răzvan Dâlbea. Trage Dâlbea, o face însă peste poarta lui Bălbuie. Mediat de Rus. Din drop, mingea a trecut destul de aproape. Nu cred că avea ce să-i facă Nicolae Grigore, chiar dacă se retrăsese pe linia porții, încercând să apere cumva acea torpilă. Dănciulescu. Nicolae. Pasa lui Rus, fără să se uite, nu era absolut nimeni în partea opusă. O pasă care stârnește din nou nemulțumire în tribună. Aruncă de la margine Bunea. Devierea lui Beza. Cosmin Moții. Între doi adversari, preferă să joace simplu, să nu se complice. Nu este ușor să revii ca titular după aproape o lună de pauză. Chiar dacă face antrenamente, acestea nu se compară niciodată cu ritmul săptămânal de partide oficiale. Preluarea lui Tătar este bună. Intervenția lui Alexe din spate, considerată neregulamentară de Adrian Cojocaru, și va fi lovitură liberă pentru Voința Sibiu. A încercat Alexe cât a putut să-l evite pe Tătar, dar a fost un moment în care l-a lovit cu piciorul stâng și din nou Voința Sibiu beneficiază de o lovitură liberă. De această dată Eduard Nicola o va executa cu piciorul stâng spre poarta lui Bălgrădean. Centrarea lui Nicola, respinge Giacari Giacone. Prelungește Alexe, retrimite Nicola spre careul dinamovist și până la urmă Marius Nicolae reușește să-i trimite lui Cătălin Munteanu. Nicolae pierde însă mingea. Lucanovici se luptă de unul singur, dar este o luptă în zadar. Prea izolat atacantul sibian. Giacari Giacone, Cătălin Munteanu. Aici o posibilitate de 2 contra 1. Ziedia bate, Ziedia bate. Pasa nu trece de Bunea. S-a apărat bine fundașul Voinței. Cătălin Munteanu, nu iese preluarea. Moții încearcă să țină mingea în teren, dar nu reușește. Lucanovici câștigă, Ziedia bate acest duel, trimite la întâmplare Cătălin Munteanu spre Marius Nicolae. A reușit însă Apostol să obțină prin planul, să-i trimită cu capul apoi lui Bogdan Miron. Evoluție bună până în acest moment a sibienilor. O apărare foarte sigură, o apărare fără fisuri. Dinamo se chinuie să găsească drumul spre poarta adversă, dar jocul ei este lent și lipsit de inspirație. Dănciulescu aproape că nu s-a văzut, deși am trecut de jumătatea primei reprize. Dănciulescu, cel care este al doilea golgheter. Iată, nu era deranjat de nimeni. În superioritate mi-au părut dinamoviștii la această fază. Erau 4 fotbaliști în alb-roșu, doar 3 de la Voința Sibiu. Au reușit să aducă mai mulți oameni la finalizare decât avea adversarul pe fază defensivă. Ratată execuția lui Nicolae. O acțiune mai lungă a dinamoviștilor, dar nu a obținut mare lucru. Doar o lovitură de colț. Poate fi totuși un moment important. Dinamo a reușit să o învingă pe Oțelul din 2 faze fixe. Aici în Ștefan cel Mare. Acum o schemă la care participă Rus. Centrarea lui Rus din nou spre colțul lung. Iese Miron și boxează.
faultat în atac, se pare, de Marius Niculae, care sportiv își recunoaște. Dribbling scurt, a avut mingea totuși puțin sub el. Nu a avut prea multă forță acest șut. Dacă era mai jos, cred totuși Sibieni. Frumoasă intenția lui Lukanović. Am văzut mai de mult un gol marcat de Christophe Dugarry, fostul atacant al Naționalei Franței de la sfârșitul anilor 90. Un astfel de gol pe vremea când juca la Bordeaux, parcă. În pauză vom avea Fanatic Show cu Horia Ivanović și Marius Mitran, care vor analiza ceea ce s-a întâmplat în aceste prime 45 de minute. Cătălin Munteanu a încercat să șuteze din întoarcere, Apostol însă s-a opus. Vrea să se grăbească Marius Niculae, dar nu ar fi cea mai bună soluție. Este mai multă nevoie de el în careul de 16 metri decât la colțul terenului. Același Cătălin Munteanu își așteaptă cu echipierii să se așeze. Centrarea lui Munteanu, destul de multă boltă. Giacari Giacone pune brațul pe adversar și este sancționat cu lovitură liberă. Foarte bine plasat Adrian Cojocaru la această fază. Fizic impresionant pentru Giacari Giacone, un pachet. Centrarea lui Cătălin Munteanu, o lovitură de cap și prinde Miron, poziție însă de offside. Vedem reluarea. Și pare pe linie Dănciulescu. Pare pe linie Dănciulescu cu Grigore. Dragoș Grigore îi trimite lui Moții, nu pregătește o diagonală Moții, de această dată destul de greu pentru Laurențiu Rus să ajungă la această pentru stângul lui Dorinel Munteanu. Am văzut brațul drept al lui Nicola, iată, pe umărul lui Laurențiu Rus. Lovitură liberă așadar pentru Alb Roșii, minutul 63 al acestei partide. Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu, cel care se pregătește să execute. Voința Sibiu se apără cu toată echipa în propriul careu la această fază. Bate Cătălin Munteanu, este o schemă, Dănciulescu. Lovitură de colț, un șut riscant al lui Dănciulescu, erau doi jucători acolo care veniseră să-l contreze. Putea ieși o accidentare urâtă, din nou o schemă, Rus are spațiu pentru șut, din nou deviat și va fi un nou corner. Din nou presiune dinamovistă pe careul de 16 metri, totuși Miron nu a avut nicio emoție până acum. Bate Cătălin Munteanu, centrarea lui Munteanu, iese Miron, prinde în doi timpi. În doi jucători, Dinamo a reușit să scoată trei adversari din joc pe acel 1-2. Centrare inteligentă a lui Rus prin spatele fundașilor sibieni. I-a lipsit însă un număr mai mare la piciorul lui Dănciulescu pentru a reuși să atingă acea minge. 10.000 de euro au promis dinamoviștii de fiecare jucător dacă ar obține 15 puncte din ultimele 5 partide din acest sezon. Centrarea lui Luchin pe colțul lung este liber. Marius Niculae încearcă voleul peste poartă, însă execuția atacantului dinamovist. Iată, 5 jucători aduseseră la finalizare dinamoviștii. Foarte bun numărul de jucătorii aduși în careul advers. Salvează pe Dinamo în minutul 70. Iată inexactitatea lui Giacari Giacone. Bălgrădean reușește să se redreseze la timp și să blocheze în fața lui Sergiu Bar. Poziție regulamentară a lui Sergiu Bar la această fază. Nu degeaba au marcat sibienii în
50% din golurile lor au venit în urma unor faze fixe. Beza nu a găsit cea mai bună execuție. Ocazia lui Dragoș Grigore, ieșirea greșită. Mingea s-a dus pe lângă poartă și nu peste. M-am avut inițial impresia. Faultat aici Dâlbea. Iată fundașul de lângă bară, nu iese. L-ar fi lăsat în offside pe Dănciulescu dacă ar fi făcut-o. Este vorba de Nicola. Din întoarcere de la 2 metri, Dănciulescu nu a greșit ținta. Încă o dată se dovedește a fi decisiv Danciu Gol pentru echipa sa. Dinamo are cei mai buni atacanți din Liga 1, sau hai să spunem cei mai buni marcatori în momentul de față din Liga 1, Bergambir, Marius Nicolae și Ionel Dănciulescu, doi vulpoi, doi fotbaliști care știu să se plaseze acolo unde trebuie pentru a împinge mingea în plasă. Putea să marcheze, dacă nu, Ionel Dănciulescu. Este 1-0 pentru Dinamo în minutul 76. Un gol bine meritat până la urmă, pentru că Dinamo a știut să sufere, a știut să preseze. Și iată, vine și golul. Iată ce bine s-a lăsat pe minge Beza. Lovitură de colț pentru Voința Sibiu. Se face mai întâi o modificare. Este Bunea, fundașul dreapta, și intră Cristian Cigan, jucătorul care a trecut și pe la Dinamo. A fost speranță a fotbalului românesc. Iată, a ajuns la Voința Sibiu rezervă. Cigan, la 18 ani, ateriza în curtea lui Dinamo. Avea însă gânduri de a pleca prin Italia și fost parcă prin Italia, pe undeva prin Liga 3. Avem faza, îl scoate din offside Liviu Ganea și Bălgrădean, miraculos aș spune, portarul numărul 1 al României în momentul de față, fără doar și poate, Bălgrădean își salvează echipa, dar este corner pentru Sibieni, o lovitură de cap, Cigan scoate încă o dată Bălgrădean, incredibil. Se fluieră însă ceva. Nu am văzut prea bine ce anume. Bălgrădean poate fi omul meciului după aceste ultime două intervenții, devierea lui Coman, reluarea lui Cigan, și s-a dat talpă. Am văzut pe reluare, joc periculos la Coman. A dat foarte bine Cigan, a lovit spre pământ, așa se dă de acolo. Dar Bălgrădean